Întrebarea corect pusă construiește mintea unui copil ori a unui adolescent. Dacă punem corect întrebările pentru copii și adolescenți, contează pentru tot restul vieții lor. Elena Brânaru, medic primar, psihiatru, pediatrie. Majoritatea părinților spun copiilor ți-ai făcut lecțiile, ce notă ai luat la școală și cu asta s-a terminat. Chiar dacă e mic, poate spune o trăznaie. E foarte important că l-ai întrebat. Poți să întrebi cerându-i părerea, o întrebare deschisă la care poate să răspundă ce vrea el, ce părere ai, cum te simți. Aceste două întrebări construiesc corect tânăra mintea unui copil. Sunt cele mai importante de adresat către mamă și tată, care va fi însă mai târziu cea mai importantă realizare acelui mic. Elena Brânaru, medic primar, psihiatru, pediatrie. Am curajul să spun ție, mamă, eu, copil, orice îmi trece prin cap. Ce părere ai, cum te simți? Întrebări deschise. În tânăra minte apare ideea valorii, a propriei valori. Sentimentul contează pentru tot restul vieții și este o construcție psihologică de care sunt responsabili părinții. Elena Brânaru, medic primar, psihiatru, pediatrie. Am auzit la 14-16 ani că spun mă simt singur, au trăiri de abandon. Tata îmi spune, dar eu îl iubesc. Dar i-ai arătat acest lucru. Prin ce? Prin faptul că i-ai cumpărat niște haine? Eu vă spun din experiența mea cu adolescenții că foarte mulți au trăiri de abandon. Adică nu simt că mă iubesc părinții, că sunt singur pe lume, cu toate că părinții spun că fac totul pentru ei. Poți să încep cerându-i părerea. Cum te simți acasă? Ce părere ai? Unde greșesc eu, părintele tău? Veți fi surprinși de răspunsuri, dar tocmai întrebările deschise fac bine tânărului creier pentru toată viața ulterioară. Relatează știrile ProTV.ro.